Bună dimineața, Marius! Ca să păstrăm linia, numai de bine am despre vreme și astăzi, pentru că și ieri a fost vremea frumoasă, dar și astăzi este o vreme caldă, călduroasă și în încălzire, și mâine și poimâine tendința de încălzire a vremii se păstrează și vom avea parte, începând de mâine, cu parte de temperaturi caniculare, mai ales prin sudul și sud-vestul teritoriului. În acest moment, temperaturile sunt în creștere, iar astăzi sunt anunțate maxime între 27 de grade prin estul Transilvaniei și până la 34 de grade, chiar izolat 35 de grade prin sud, prin Oltenia. În a doua parte a zilei, însă, în zonele montane și submontane, local prin centrul și izolat și prin restul țării, nu este exclus să apară ploile însoțite de descărcări electrice, de vânt destul de intens, ceea ce înseamnă că vorbim deja de vijelii, dar se păstrează și condițiile de grindină. În capitală, astăzi 32, chiar 33 de grade în termometre la unele stații meteo, cu șanse de precipitații abia în a doua parte a zilei, când se și înnorează și va începe să bată puțin și vântul. Mâine și poimâine, mercurul din termometre crește destul de mult în București și vom avea parte de temperaturi caniculare. 35 de grade, spun meteorologii, că vom avea mâine și sâmbătă în capitală. La munte, astăzi o vreme destul de instabilă, cu norări atât pe parcursul zilei, dar spre după amiază și spre seară vor apărea cu precădere precipitațiile în zona montană. Vântul va începe și el să bată destul de nervos, iar din punct de vedere termic, temperaturile vor fi cuprinse între 16 și până la 22 de grade. Pe litoral am vești mai bune, este vacanță, este soare, este și vreme perfectă. Perfectă de plajă, 29 de grade, chiar 30 de grade în unele stațiuni, spun meteorologii. Apa mării se menține și ea destul de caldă, 26 de grade. Mâine vremea se încălzește și mai tare. Prin sudul și sud-vestul teritoriului vorbim deja de caniculă, 35-36 de grade, spun meteorologii că vom avea la amiază. În restul teritoriului, temperaturile vor fi cuprinse între 30 de grade, iată, prin estul Transilvaniei și până la 34 de grade prin Crișana. În a doua parte a zilei, însă, în zona de munte, din nou apar precipitațiile, dar de această dată vor fi ceva mai puțin însemnate și neînsoțite de fenomene care să pună probleme. Sâmbătă, prima zi de weekend, vine cu o vreme caniculară extinsă. Nu vom mai avea parte de caniculă doar prin partea de sud și sud-vest, așa cum avem vineri, ci canicula se extinde și prin centrul, dar și prin partea de est a țării. Sunt anunțate maxime sâmbătă prin aceste regiuni, care local pot ajunge la 38 de grade și un disconfort termic destul de accentuat. Atât deocamdată.